Bună dimineața, dragilor, și la mulți ani! Este 12 fără 10, copilașii abia au mâncat, în afară de Marc. Selena cu Larisa au mâncat. Acum o să servim și noi, cică, micul dejun la o oră destul de târzie. M-am culcat undeva pe la 3 și ceva eu, copilașii puțin mai repede și Bogdan mai târziu. Eram ruptă în gură când am ajuns acasă, îmi cădeau ochii în gură. Am pregătit să mâncăm câte ceva. Am făcut și cafeluță, la mine s-a topit frișca, Bogdan arată așa fain cu spumă. La Brașov s-au anunțat astăzi 12 grade, poate ieșim și noi puțin pe afară să ne pregătim și să mergem așa la o plimbărică, dacă nu cu Mini, mă duc eu cu Mini să o plimb, da? Mini, ții mama, ții frumoasă, ții acolo. Ia acolo, ție acolo frumoasă. Aproape este 1 și jumătate și eu mă apuc să gătesc. O să fac niște ceafă de porc. O să o pun la cuptor. Am pus niște condimente pe ea, trebuie să mai pun ulei. O să adaug și niște vin. O să o fac așa cu vin, faină. Și o să mă apuc să curăț și niște cartofi, să-i condimentez și să le pun și niște rozmarin. Imediat este gata cărnița și o să o scot și las doar cartofii să se mai facă. Cartofii am pus la urmă, m-am gândit să nu se sfărâme, dar acum carnea e atât de fragedă și de faină și mă gândeam să o scot și voi mai lăsa cartofiorii. Este 3 și 10 imediat, numai bine o să mâncăm, deja începe să mi se facă foamică. Mă duc să fac un duș și apoi plec un pic cu Mini la plimbare până se fac cartofii. Bogdan rămâne cu copiii și o să aibă el grijă de cartofiori. După aia venim, mâncăm, strângem masa și plecăm la cumnata mea. Ia zi, unde pleacă fata? Unde pleacă fata? Merge la plimbare? Am terminat. Oleu, am uitat să-mi pun cerceii. Acum am văzut că am urechile goale și nu-mi place. Sper să nu uit să-mi pun cercei când mă întorc. Am plecat cu mine afară. Da? Mergem să ne plimbăm. După aia venim, mâncăm. Cartofiorii imediat sunt gata. I-am zis lui Bogdan să se uite de ei. Fetele se îmbracă. Trebuie să-l îmbrac și pe Marc. Dar în timp ce Bogdan spală vasele, îl îmbrac pe Marc sau invers, ori îl îmbracă el și spăl eu vasele. De obicei, noi ne împărțim treburile pentru a scăpa mai repede, a termina, a petrece timpul împreună. Și așa mi se pare normal și frumos într-o familie să ne ajutăm între noi. Uite ce soare apare! Atât de plăcut este afară, un aer atât de cald și de fain. Cred că pe la vreo 12-1 a fost mai cald decât acum. Haide, hai Mini! Hai! Hai să mergem! Da! Hai! Ce e? Dragă! Mă duc să o spăl după aia pe lăbuțe.
Nu mă așteptam să fie ud, mă așteptam să fie uscat pe jos. Ce bine miroase a grătar și eu și mâncat un grătar din ăla așa făcut afară. În casă puteam să-mi fac și eu, dar nu are același gust. Și ieri simțisem așa un miros de grătar și atât de bine mirosea și mi-era o poftă. Deja înghit în sec, noroc că mă duc acum să mănânc și eu carne și mai trece pofta de grătar. Haide, maimuță, haide! Da! Cea mai mare bucurie este să o ducem afară, da? Și Sorica începe să se retragă. Da, Mini, Sorica, pune. Ne părăsește. Stă cu noi la programul de vară mai mult. Acum pleacă, gata. Îmi pare rău că nu am fost cu treaba, gata, cu ceafa condimentată, micul dejun și toate cele mai repede. Deci noi mâncam micul dejun la 12 fără. Așa că unde era să fim noi gata să putem ieși atunci când era căldura aia la 12 și ceva 1, că atunci e cel mai cald. 12, 1, 2. Acum începe să se răcească. Oricum noi vom merge la cumnata mea și vom sta în casă. Dar nu e rece, deci și dacă am vrea să stea copilașii afară puțin pe la parc sau să ne plimbăm pe undeva, rece nu e, deci merge. Așa, tocește-ți unghiile. Tocește-ți unghiile. Da, da. Deci așa nu mă lași să ți le tai. Medicul veterinar nu a vrut să ți le taie că era frică și a zis că nu vrea să te traumatizeze și pe tine. Așa că, hai, tocește-le tu. Obosit, vulpiță? Vulpiță, ai obosit? Da? Ce-a făcut de mama? Te-a dus la plimbare? Da? Of, of, sufletel. Sufletel mititel. Ce faci? Ce faci? Te-a zipat nasul. Te-a zipat nasul tău. Da? Te-a zipat pe mama nasul tău. Tura asta nu mi-au ținut buclele așa de mult. Mi s-au lăsat. Pe la spate am niște șuvițe. Ia uite. Ia uite cum iese. Deci, pur și simplu, mi s-au lăsat foarte tare tura asta. Într-adevăr, nici nu am insistat cum e fixativ, cum dădeam alte dăți. Da, asta e. Trebuie să mă duc să-l aranje, să-l pioaptă, încă zici că stă halula. Mi-e place ciufulit așa. Ori o să prind o coadă din aia sus și gata, a rezolvat problema. Am ajuns și noi aici la cumnata mea. Ne-am parcat mașina. Și acum să urcăm sus. Este 4:38. Hai, Lari, te-ai speriat de petardă? Păi da, pe partea aia că aici am pus-o mai apropiat. Îți faci aici o școală, iarăși? Da. Da, era o școală, dar o renovează, nu știu ce face. Să aveți grijă la mașini. Lari, uite-te dacă vine mașina. Vine? Nu vine, parchează. Ce-ai făcut, mă? S-a căzut căciula? Dă să ridicăm căciula, Marc. Hai! Hai! Haide! Tutulică! Aici, tuti! Tutulică! Aici, mă! Tweety! Într-un de ăla de negru. Ăla mai să țin bucătăria la de vino aici. Tweety! Uite-l mă acolo. Băi! Stai acolo că te chinuie, mă, stai acolo. Lasă-l tu! Hai la mama, hai! Da, da. Hai, Tutu! Lasă-l mă, faci! Lasă-l mă, că vreau eu un pic. Hai, Tweety! Hai la mama! Hai la mama, repede! Hai! Hai la mama! Hai, eu la tata. Da, da, fugi! Te ceartă! Nu vrea! Mami, ia pesele! Pune-l la Marc! Pune-l pe capul lui Marc! Marc,
Ziti! Tutulica! Hai aici! Oh, drăguțule, să iubească mama ciocului! S-a speriat, drăguț! Simă-ți, mama, tu! Tutulica, frumos! Tutulica, și-o papă iatu! O, pă, Doamne, ce drăguț e! Ia ține eu tata și de eu! Abia aștept să fie și a noștri așa! Ce drăguț! Să le dă și mie tabla! Vine bine dacă vrei! Nu, nu joc, mă! Cum nu joci? Nu joc! Nu joci, mă, jucați voi două, frate! Stai să uită! Lasă-mi vește de la noi! Hai, eu nu joc, nu am... Fii atent! Asta zice că e învățat să fure bijuterii! E prima oară și ăla! Da, da, da! Nervos pe tine! Hai, ia, te ceartă. Io, drăguț de el. Ce fai? Uite. Ia, ia, te mușcă. Te-a capsat tare, a? Ia. Ia. Tutulica. 45. E supărat că nu se joace cu clama mea. Ia uite, se joacă cu clama de la făr. Și dacă nu-l las în pace. 45. O, drăguță de el. Te-l iubesc eu tot de el. Te-l iubesc eu tot pe el, da. E băiesel. Frică că mă trec face dacă... Hai să luăm telefon din cap! 20? Ioi, telefonul! Lasă-l! Din cap! Vă știți? 13, 1, 1, 4, 4, 8, nu pot să-l filmez ca lumea așa, 7, se joacă cu clama mea. Nu, Ioana, nu. Acum am ora asta. De unde, mă? E târziu, frate, la asta. Și unde sunt? 36. Au plecat. Aia să fii sănătos. Ce soartă, mă? Îi dai. Păi nu mai au bani, mă, părinții. Au cheltuit pe tată. Îi dai, sau? 7, 8. Mai desfac cealaltă. Eu nu mai joc, nu mai am. Locul 2. Câte puncte am adunat măcar? Cred că... Pe 3 Mica și pe 4 Flori. Eu pe cât sunt? Pe tot la câte ori minus 100. Tu ești pe 2, iau. Și pe 2 și n-am avut noroc deloc. Dar eu mi-am mai fost luna. 11, 12, 15, 15. Voi, dar tu ești nervos. Doamne, jucărie minunată ce ești tu. Da. Hai la mine. Hai la mine. Eu? Dar tu știi ce tare prinde? Eu am noroc că am unghiile lungi și nu simt, da. Hai, Doamne, ajută-mă, poate ajută asta cu burlacul ăsta. Țuplă mică. A găsit cerțelul, fii atent, dar nu prea, că nu-i aur. Nu-i aur, nu-i place. Tu nu n-au auzit că ți-a dat dublă mare. Cine? Miha. Asta-l ca să-l filmez, că pleacă după aia. Te lasă, dă pupic. Dă pupic. Of, dă mai de unul, mai de unul. S-a sui pe telefonul meu. Hai, o dau jos. Se vede coada în video. Da, da, pe asta îi se vede. Du-te jos. Hai, Florin. Du-te. Iau, nu? Drăguț, îi dau un pupic. Da, la ei. Vai, dar ce drăguț e. Ce îmi face din gură. Da, da. Ia. Hai, gata. Hai, da, și tu așa. Dar are sunetul la voce diferit de a noștri, de a mei.
Galșanul nostru, cine păște altfel. Da, pășea mei.